zbor deasupra unui cuib de căuci. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de căuci. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun o călătorie în lumea căucilor. Alături de mine se află colegul meu, Cristian Nicolae, căuș ca și mine, și un invitat care a făcut din coaching o artă de a fi. Mihai Poparadu a descoperit coachingul din postura de client în 2003 la Londra, unde, după spusele lui, se afla într-o perioadă de debusolare și nu știa încotro să o ia. A lăsat în spate o carieră strălucită în lumea publicității și s-a plecat înspre coaching, meserie în care s-a format la școala Noble Manhattan. A avut ocazia să lucreze cu moștrii sacri ai coachingului, precum James Flaherty. În România l-a tradus pe Alan Watts și în 2009 a creat centrul spiritual Seeds for Happiness, adică semințe pentru fericire. În 2014 a demarat proiectul Mindfulness Institute, despre care puteți afla mai multe la adresa www.mindin, ca în engleză, mindin, într-un cuvânt, .ro. Domnule Mihai Poparadu, bine ați venit în studioul RFI România. Sunteți promotorul coachingului integrativ în România. Ce este acest coaching integrativ? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și vreau să încep prin a vă împărtăși faptul că mă bucur că sunt în mod special la acest post de radio pentru că este unul din posturile de radio favorite. Cred că e unul din puținele pe care le-am presetate la mașină. Și revenind la întrebare, coachingul integrativ sau integral coaching este o abordare de coaching în care, nu doar la nivel declarativ, ci și de facto, omul este tratat ca un ansamblu unitar, respectiv se lucrează cu clientul ținând cont de faptul că are ceva și mai jos de cap. Uh, și se lucrează foarte mult prin a ajunge la această funcționare echilibrată, și-aș numi-o chiar ecologică, între minte, corp și emoții. Aveți o mare sensibilitate pentru meditație și mindfulness, pe care le practicați în mod constant. Pentru mulți oameni aceste lucruri par a fi niște excese exotice uneori. Despre ce este vorba de fapt? Ce a adus meditația și mindfulness-ul în viața dumneavoastră? Cum l ați descoperit? Um, ca multe lucruri importante am dat peste meditație, în sensul în care în vara lui 2007 am fost la un weekend de introducere în meditație. Uh, a fost experiența în sine una destul de neplăcută, pentru că se ținea într-un spațiu impropriu, foarte cald, era luna august, geamurile le țineam deschise, deși nu făcea o diferență, trecea tramvaiul, chiar pe Să sub geam. Să Da. Și a fost momentul în care mi-am dat seama că dacă în acel context defavorabil, nefavorabil, pot, folosind uh, un anumit mod de a -mi cultiva atenția și de a-mi ține fix în cazul dat pe respirație, pot să fac acest lucru, e clar că e ceva acolo. Uh, ca o paranteză, a fost și momentul în care mi-a venit ideea de a crea centrul Seeds for Happiness, tocmai pentru a exista un cadru într-o capitală europeană în mileniu 3, a unui loc în care oamenii care vor să-și poată cultiva această calitate a minții. Și se lega și se leagă foarte bine cu ocupația mea de coach, în sensul în care una din caracteristicile esențiale și condițiile absolut necesare pentru a fi un coach bun este să fii capabil să fii cu totul în relație, în interacțiunea cu clientul. Da, pare foarte simplu așa când uh, când spunem lucrul ăsta, dar în momentul în care încep să practici meseria asta, constați că este o mare provocare. Um, eu cred că e suficient să ne uităm în jur de la starea și calitatea relațiilor pe care le avem cu cei apropiați până la starea de tensiune și disensiune care există pe glob, ca să ne dăm seama că nu doar că nu avem capacitatea de a fi prezenți, dar nu avem capacitatea de a asculta și de aceea nu avem capacitatea de a înțelege și a neînțelege, și de aici conflicte, de la conflicte de cuplu până la conflicte între națiuni și conflicte între continente și așa mai departe. Deci, cât de, cât de conectată și de importantă vi se pare autocunoașterea în orice proces de dezvoltare personală? Mm. Mi se pare că stau și mă gândesc pentru că pentru mine a ajuns să fie aproape ca un dat. Deci, nu-mi pot imagina cum eu sau orice om care își propune și își dorește să lucreze cu alți oameni. Într-un demers de acesta de susținere, să nu aibă propriul demers de cunoaștere față de sine. Și o confirmare a importanței fundamentale a acestui tip de demers de autocunoaștere și autodescoperire l-am avut acum câțiva ani când am dat pe YouTube peste un interviu, unul din puținele cu Carl Jung, care era deja aproape de momentul în care a murit, deci demonstrase, confirmase, era un monstru sacru, și dincolo de modestia cu care vorbea, cred că parcursul a 30 de minute, de 3-4 ori, a spus în diferite forme, dar foarte clar, până să ajungi, să ai pretenția că poți să ajuți pe cineva, trebuie să lucrezi cu tine ca să afli cine ești. Pentru că altfel aduci toate aceste um lucruri, mai ales din cum numește el umbră, în mod inconștient în interacțiunea cu, client, cu clientul și atunci poluezi. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Mă tot întreb câteodată oare de ce mai mulți oameni nu văd valoare în autocunoașterea asta și în procesul ăsta de autoscanare, autodefinire, auto... cum vrem să-i spunem. Dacă te o oriunde în lumea asta și puține lucruri am inventat noi în organizații românii da. și asta tot repet clienților mei, uh, deși sunt culturi, unele sunt culturi centrate pe coaching, mm -hmm. foarte, foarte important, procesul de autocunoaștere nu e o chestie care să fie pe agenda multora dintre, dintre oameni. Mie mi se pare că e firesc. Cum o vedeți firesc? Păi firesc pentru că un demers de autocunoaștere este un demers care mă implică pe mine. 100%. Și oricât de greu ne-ar fi să acceptăm, și poate unii oameni nici nu sunt conștienți de asta, ai nevoie de foarte mult curaj, de foarte multă perseverență, de foarte multă consecvență ca să te uiți și la propriu și la figurat în oglindă, și să începi, pe de o parte, să treci dincolo de suprafață și să. Exi... După mine este necesar să existe această combinație între dorință de a te cunoaște, asumare a părților mai puțin plăcute, în același timp acceptare, dar nu acceptare resemnată, ci una în care zic ăsta sunt acum, hai să văd cum și dacă vreau să mă schimb. Da. Ce s-a întâmplat la dumneavoastră atunci, în 2003? Spuneați că erați la Londra, la erați cam de și s-a creat un declic, nu? V-ați mutat din... La mine s-a întâmplat uh, și ce a produs acest demers la propriu de uitat în oglindă și la propriu și la figurat a fost ca pentru mulți oameni un moment de criză. În sensul care, printr-un complex de împrejurări, m-am trezit după o carieră de 12 ani, care nu știu dacă a fost neapărat strălucită, cum ați fost amabil să o descrieți, dar a fost una de succes, m-am trezit în ipostaza de casnic. Și pentru foarte mulți oameni, în momentul în care nu mai au în spatele aceea să se ascundă, și mulți oameni se ascund în spatele jobului, am fost forțat, pentru că aveam inclusiv timp, să zic, ok, cine sunt? Și țin minte și acum la prima sesiune de coaching la care iar așa am, am, ajuns printr-o întâmplare fericită, unul din lucrurile pe care m-a invitat doamna respectivă să-l fac a fost să fac o listă cu 10 lucruri la care sunt bun. Hmm. Și ca să vă faceți o idee cam cât adâncă era groapa în care mă aflam, a fost în stare să scriu 3, dintre <aștri> care 1, că fac o foarte frumoasă fundă dublă la șireturi. Foarte tare. Important și esențial în viața oricărui da. bărbat. Dar uh, atât am putut să scot pentru că așa mă percepeam. Pentru că până atunci fusesem mult mai mult decât îmi plăcea și eram conștient, definit de partea de a face. Aveți deputate, Dacă întrebăm acum 100 de oameni cine ești omule, foarte, foarte mulți o să înceapă. Sunt director nu știu de care, da. sunt inginer nu da. știu de care, sunt patronul de la film, da. nu știu de care. Ne identificăm al dracului de tare cu da. meseria, profesia pe care o facem. Cu meseria, cu profesia, cu partenerul de viață, da. cu copiii și așa mai departe. Știți că am nu... văzut carte de vizită cu soțul doamnei patroane? Gigi nu știu cum. Soțul doamnei patroane. Nu e nimic rău. Da, în absolut. a ne raporta la exterior dar după mine este un mare pericol să ajung să mă simt definit, pentru că tot ce este în exterior, cum intră în viața noastră, la un moment dat poate să iasă. Și atunci sunt total dezechilibrat. Și revenind, ăla a fost un moment în care, cum spuneam, am avut timpul, am fost forțat de împrejurări și a spune că am avut și curajul și înțelepciunea, nu că am făcut-o conștient, de a nu mă ascunde. Și am zis, ok, asta e, nu mai e ce a fost. Am un dulap plin de costume italienești scumpe cu care n-am ce face. Și ăla a fost momentul în care, deși a fost foarte greu, în sensul în care la un moment dat am plecat de la medicul de familie cu rețetă pentru nici nu mai știu Prozac sau Zanax, deci eram deprimat clinic, a fost momentul în care dacă ar fi să-mi viața, nu l-aș rata. Pentru că nu știu cum ar fi fost viața mea dacă aveam în continuare o carieră de succes în publicitate, dar sigur aș fi fost altfel decât sunt acum. <fiuție> Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. În coaching înțeleg că, înțeleg că ați ajuns ați ajuns să fiți coach în urma acestei experiențe personale. Da. Că în primul rând ați descoperit-o ca și client, da. ați văzut beneficiile da. acestei meserii și de la un punct încolo v-ați dorit să o practicați și dumneavoastră. Cum mm -hmm. s-a întâmplat lucrurile astea? Păi a fost un, un cumul de factori. Pe de o parte am văzut și am simțit pe propria în piele Că funcționează și, de asemenea, cred că nici nu făcusem primele 10 ore de coaching și a început să devină din ce în ce mai clar răspunsul pe care eu îndrăznesc să cred că orice antreprenor în devenire ar trebui să-și-l pună, respectiv ce aș putea să ofer nu neapărat nou, dar într-un fel sau altul diferit și relevant unor potențial clienți. N-am avut câtă vreme, am fost în publicitate, niciodată răspunsul, băi, dacă mai fac și o agenție, cum era și rămâne moda, pot cu adevărat să fac o diferență. Dar aici, și spun fără să fiu un demers conștient, răspunsul a ieșit și la un moment dat chiar m-am trezit într-o zi ce zis, băi, asta chiar mă simt capabil să învăț ca să o fac bine, nevoia clar există, doar că provocarea și atunci și acum e că la mulți oameni și în multe organizații nu e conștientizată, dar asta este altceva, nevoie există și chiar cred că am și, aș putea spune, talent. Pentru că unul din momentele care a fost uh, la momentul respectiv, oarecum trist, dar altfel am, am învățat o lecție importantă. Eram la Londra, am avut ocazia să mă întâlnesc cu unul din vicepreședinții uneia din marile agenții în ideea de a mă angaja acolo. Și însuși faptul că am reușit să mă văd cu el mi-a plăcut. E, e ceva de capul tău și pe partea de publicitate. Dar la sfârșitul unei conversații de aproape o oră jumate mi-a zis, „Boi, Mihai, n-am niciun dubiu că te-ai descurcat. Dar ce și mai ales cum ar trebui să fii perceput de către clienți, e o chestiune de timp până ajunge să suferi. Pentru că este modelul, repet, asta era în 2003, nu mă că și acum și nu doar în publicitate, ai, n-ai ceva de spus, trebuie să spui. Că altfel clientul zice, ce stai acolo cu omul în schimb, eu nu doar că sunt mai degrabă introvert, dar întotdeauna mi-a plăcut și am avut o predispoziție către a asculta. Și chiar cu interes, chiar dacă era o temă care în sine nu mă atrăgea. Și asta e un lucru care este foarte important. Și fie că îl ai de la natură, fie că ți-l cultivi, dar o dorință autentică și profundă de a asculta este o condiție uh, esențială pentru a fi nu doar un căuci bun, dar orice om care vrea să-și ajute un semen. În acest sens, meditația vă poate susține demersul acesta? Știu că sunteți un practicat al tehnicilor de meditație, Oșo printre altele. Prin ce sunt ele atât de speciale? Păi, ce ați găsit la ușă și nu ați găsit în, în altă parte? Um, e important. Meditația e un uh, cuvânt cu foarte multe sensuri. Ca să facem, așa o comparație, dacă spun doar meditație, ca și cum aș spune sport. Sport <laughs> poate Las să sp însemne orice, de la popice, badminton. La societatea uh, asta, nu <laughs> mă E sport. Mergând un pas mai departe, pot să spun atletism, și acolo nu e suficient. Sunt campionate de atletism în care sunt o serie întreagă de sporturi. Deci, ca și că se leagă, în coaching lucrăm cu cuvinte. Și este foarte important să ne asigurăm, mai ales când receptăm mesaj de la o altă persoană, că înțelegem pe cât posibil sensul corect. Și când comunicăm să ni-l definim cât mai clar. Deci, pentru mine, meditația este o cale prin care îmi pot cultiva o stare de atenție susținută și conștientă, o stare de prezență, um, un mod de a-mi optimiza modul în care îmi folosesc resursa aceasta numită minte, nu doar creier. Și modurile în care. Uh, și tipurile de meditație sunt variate eu având în momentul de față o combinație de două una fiind ceea ce se numește meditația mindfulness care este o meditație și la propriu și la figurat mai statică combinată cu diferite tipuri de ceea ce se numește meditații active și asta pentru că în consonanță cu Metoda integrativă pe care o folosesc și o promovez, meditațiile active, cele corecte, țin cont de faptul că noi avem, din nou, nu doar creier, ci și corp. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Prima dată când am luat contact cu meditația, mă gândeam ca majoritatea oamenilor, probabil că stai într-un loc, așa cum stau budiștii, te uiți la pereți, fixezi un punct și nu te mai la nimic. Ori am descoperit în meditațiile Osho, există un aspect foarte fizic, foarte fizic. Mi-a fost da. chiar foarte greu să, să rămân o oră în acel exercițiu, pentru că e foarte, foarte solicitant la nivel fizic. Da, și este în mod intenționat așa. În sensul în care uh, oșo ce și-a propus a fost ca pornind de la uh, meditația așezată să ne ajute pe noi vesticii din mileniu 3 să ajungem în starea de meditație, care iarăși, meditația este pe de o parte o unealtă. Dar fundamental, vorbim de fapt despre starea de meditație. Și ca să ajung în această stare, odată ce corpul este la propriu extenuat, și minții este mai ușor să se așeze. Și în contextul uh, meditațiilor acestora active, inclusiv cele create de, de, de Osho, uh, avem acele faze pregătitoare care sunt foarte solicitante fizic, după care, spre final, este partea aceasta de tăcere și de nemișcare. Și este important să precizăm acest lucru pentru că partea de agitație și în unele cazuri chiar de catarsis au ca scop acela de a-mi crește șansele să ajung cât mai repede și cu cât mai puțin efort de tip disciplină în starea de meditație. Uh, sunt Poate mulți oameni tentați de a se forma în coaching, dar nu îndrăzânește și le teamă la, la gândul de a trăi din această meserie. Mulți îmi pun întrebarea asta, se poate trăi? Și o să vă întreb și eu pe dumneavoastră, care practicați meseria de peste de 12 ani, vă întreb pur și simplu, se poate trăi din coaching? Răspunsul succint este se poate, doar că încet, încet ajungem și în când vorbim despre coaching, să fie nevoie să ținem cont până la urmă de provocările cu care orice om, în momentul în care dorește să-și pornească propria afacere, se confruntă. Indiferent de, de domeniu. Pentru că ce este diferit acum față de când am început eu, deci în 2000. 4, când am publicat în revista Biz primul articol în limba română despre, despre coaching, uh, eram o mână de oameni și aveam de multe ori senzația, apropo de mersul ăsta de educare și popularizarea conceptului, că sunt precum exploratorul în junglă și îmi fac potecă cu, cu maceta. <laughs> Acum deja sunt niște poteci pe care. Au trecut câțiva cu maceta avea acolo și. care s-a întâmplat. Să fim creatorii de poteci, avem un oarecare avantaj. Deci, piața pe partea de ofertă este mult mai bogată. Pe de altă parte, cererea continuă să crească și, din nou, cum spuneam, nevoia și a oamenilor și a organizațiilor rămâne și îndrăznesc să cred că, mai ales în acest climat social, politic, local, internațional, care este marcat de foarte multă fluiditate, de incertitudine, nevoia fiecăruia dintre noi, până la urmă, indiferent de contextul profesional sau personal, de a ne cultiva un mod în care nu doar să facem față schimbărilor nedorite, ci să putem să ne adaptăm și să fim capabili, cum se spune în zen, să avem un răspuns potrivit pentru situația de viață, care situație de fiecare dată este unică. Domnul Mihai dar spuneați mai devreme că în organizații nevoia există, că unii conștientizează alții mai puțin, da. ea există. Da. În ce fel... Credeți că impactează uh, solicitarea, modul în care e abordat, văzut coaching-ul de către organizații, calitatea coaching-ului pe viață? Păi, um, aici, din nou, îndrăznesc să afirm că coaching-ul nu e cu nimic diferit de alte de, de, tipuri de servicii. Să spun generic de stat de tip consultanță. Da. Și chestia asta am descoperit-o și când lucram în publicitate. Evident că există și este importantă calitatea celui care oferă, în cazul dat, a ului care vine din formare. Și aici o recomandare pe care îmi permit să o fac celor care sunt interesați este să fie foarte atenți la ce școală de coaching se duc pentru că au, un, în ultimii ani au apărut precum ciupercele populare tot felul de așa zise programe de formare în coaching, unele dintre ele din păcate, inclusiv cu acreditare de la instituții internaționale de profil, dar care în esență scot și ăsta este unul din reproșurile pe care le aud constant de la clienți, scot coach pe bandă. Este important ca și cei care achiziționează serviciile de coaching, să-și cultive competența de a cerne, să spun așa, grâul de neghină. Întorcându-mă la vremea publicității și la fel de valabil și acum, calitatea și cât de bine știu să cer, respectiv să fac, cum eram în publicitate, un brief exact, da. de client, asta influențează ce primesc. În orice interacțiune, un profesionist adevărat este stimulat Așa e, fără dubii Demersul lui de autodezvoltare este stimulat și când se simte provocat de niște situații prin cu care nu solicitare, mai prin cerere. Uai, ia să mai, văd. Om, o care 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 nevoie, mai și eu. Ce a zis care nevoie? Care mai răspui și o carte că mulți zic, A, m-am format, am citit două cărți. Sunt gata. Din toate oh. punctele de vedere. Da, sunt da, gata. Da. Pentru cei care ne ascultă și ar dori să fac apel la dumneavoastră, ce le putem spune? Eu știu că v-ați integrat recent în echipa One to Coach ca structură de formare, da. cum vă pot găsi oamenii? Ah, păi, eu, datele mele de contact sunt accesibile începând cu profilul de pe LinkedIn. Uh, și legat de școala One to Coach, um, am considerat că după ce am tot să spun așa, acumulat experiență nu doar pe partea de învățare, ci și de practică, trecând deja de pragul de 3000 de ore de coaching livrate, a venit momentul în care să și ofer din această experiență. Și ce m-a atras la. Uh, școala One to Coach este pe de o parte echipa de lector, profesori și foarte mult faptul că am simțit că cu adevărat se dorește ca să li se ofere celor care urmează să se formeze în această școală această înțelegere inclusiv la nivel experiențial a faptului că suntem unul și ca indivizi, dar din anumite puncte de vedere și ca grup. Suntem forme de manifestare separate. Ale aceleași energii. Da, și câtă vreme nu ajungem cu adevărat, din nou la nivel individual, să acceptăm și să înțelegem această realitate, o să continuăm să avem tipul de relații și între noi și cu celelalte ființe și cu planeta pe care trăim, care iată unde ne-a adus. O ultimă întrebare, căucii în general sunt refractari la, la da sfaturi, dar ascultătorii noștri au nevoie să de ceva adresat poate direct lor. Ce, ce sfat le-ați dat celor care ne ascultă acum și care poate se află la un moment dat, la un moment de, de schimbare în viața lor, dar nu îndrăznesc să o facă? Cred că un lucru foarte important și poate cel mai important și care ideal ar fi să înceapă înainte să ajungem la un moment de cumpănă, este să învăț să mă aud pe mine. Să învăț să cultiv un dialog cu, să numim așa, propria voce interioară. Și asta se leagă de ce vorbeam mai devreme cu demersul de autocunoaștere. Demersul de autocunoaștere eu nu-l văd limitat doar la cei care vor să profeseze. Demersul de autocunoaștere mi se pare esențial pentru ca eu să pot coexista cu mine însumi în această existență indiferent de ce fac, că de mine n-am cum să scap. Foarte frumos, domnule Poparadu, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul Refi România. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe Mihai Poparadu, care și-a găsit liniștea combinând coachingul cu meditația. Mai multe despre el puteți afla la adresa www.mindin, ca în engleză, mindin.ro. Împreună cu Cristian Nicolae, vă aștept vinerea viitoare de la 1 și jumătate la 2. Să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România. O emisiune oferită de BRD, grup Societe General.